ziua, dragile! Mă numesc Elena Nicolau, sunt profesoară de chimie și astăzi vom studia tema proprietățile chimice ale oxigenului. În cadrul lecției de azi vom defini noțiunea de oxizi, vom modela proprietățile chimice ale oxigenului prin ecuații chimice, vom vizualiza produsii de reacție și ei vom denumi și vom efectua exerciții în baza ecuațiilor chimice. Să examinăm următoarele procese. Formarea ozonului în timpul descărcărilor electrice, respirația în condiții obișnuite și condiții extreme, fotosinteza, ruginirea fierului și obiectelor din fier, precum și arderea diferitor materiale combustibile, descompunerea apei, înlăturarea impurităților de sulf și carbon din minereurile de fier și oțel. În toate aceste procese se obține sau participă oxigenul. Cunoaștem că oxigenul poate interacționa cu diferite substanțe, atât simple cât și compuse. Să examinăm aceste reacții. Reacția cu calciu. Ecuația reacției este 2 calciu plus O2 este egal cu 2 calciu O plus căldură. Substanța obținută, calciu O, se numește oxid de calciu și o numim din viața cotidiană var nestins. Următoarea reacție este reacția cu magneziu. Ecuația reacției este 2 magneziu plus O2 este egal cu 2 magneziu O plus căldură. Compusul magneziu O se numește oxid de magneziu și este un praf de culoare albă foarte bine cunoscut în lumea sportului, deoarece cei care practică gimnastica sportivă îl aplică pe mâini. Totodată, oxidul de magneziu este utilizat în medicină pentru tratarea acidității sporite și în alimentație. Următoarea reacție este reacția cu aluminiu. Ecuația reacției este 4 aluminiu plus 3 O2 este egal cu 2 aluminiu 2 O3 plus căldură. Oxidul de aluminiu are formula chimică aluminiu 2 O3 și la acoperirea obiectelor de aluminiu permite de a le proteja de distrugerea sub acțiunea factorilor de mediu. Oxidul de aluminiu se întâlnește în diferite forme cristaline în natură. În dependență de formă, poate avea diferită apreciere în lumea pietrelor scumpe. Spre exemplu, rubinul și safirul, dacă sunt prelucrate prin șlefuire, atunci prețul lor poate crește până la ordinul miilor și sutelor de mii de euro. Următoarea reacție este reacția cu zincul. Ecuația reacției este 2 zinc plus O2 este egal cu 2 zinc O plus căldură. Oxidul de zinc la fel este un praf de culoare albă care este utilizat în farmaceutică. Următoarea reacție este reacția cu fierul. Deci avem 3 fier plus 2 O2 este egal cu fier 3 O4 plus căldură. Fier 3 O4 se numește zgură de fier sau magnetit și este un amestec a oxizilor de fier cu valența 2 și valența 3. Magnetitul se formează în natură în procesele geologice vulcanice și are o importanță pentru orientarea pe teren a diferitor viețuitoare, cum ar fi, de exemplu, porumbeii, magnetobacteriile și altele. Următoarea reacție este reacția cu cuprul. Deci ecuația reacției este 2 cupru plus O2 este egal cu 2 cupru O. Oxidul de cupru obținut cu valența 2 este un praf de culoare neagră. Toate reacțiile pe care le-am scris până acum au fost reacțiile dintre oxigen și substanțele simple metale. Oxigenul însă poate reacționa și cu nemetalele. Să examinăm câteva exemple. Reacția cu hidrogenul, care este un nemetal. Deci avem 2H2 plus O2 este egal cu 2H2O plus căldură. Deci ca rezultat se obține apa care o cunoaștem din viața de zi cu zi. Arderea hidrogenului în oxigen are loc cu o flacără incoloră. Pe desen vedeți flacără galbenă care se datorează prezenței sodiului în sticlă.
Totodată, vreau să vă atrag atenție că această reacție este foarte periculos de realizat fără a respecta tehnica securității, deoarece amestecul dintre hidrogen și oxigen în raport de 2 la 1 formează un amestec detonant care poate produce explozii. Următoarea reacție este reacția cu sulful. Deci avem sulf plus O2 este egal cu SO2 și plus căldură. Compusul obținut se numește oxid de sulf cu valența 4 și este un gaz incolor, iritant al mucoaselor, cu un miros înțepător și gust acrișor. Pe ecran vedeți două variante de arderea sulfului. În primul caz avem lingurița de sulf care arde în aer și a doilea caz este în oxigen pur. Vedem că arderea în oxigen este cu mult mai intensă decât în aer. Următoarea reacție este reacția cu fosforul. Fosforul arde în oxigen cu formarea unui fum de culoare albă. Ecuația reacției este 4 fosfor plus 5 O2 este egal cu 2 pe 2 O5 plus căldură. Oxidul de fosfor cu valența 5 are formula P2O5 și este utilizat ca agent de deshidratare și de uscare, deoarece este foarte higroscopic. Următoarea reacție este reacția cu carbonul. Deci dacă încălzim carbonul la flacăra spertierii sau a tubului de gaz, vedem că el mocnește. În cazul în care îl introducem în oxigen, atunci arderea are loc destul de intens. Ecuația reacției este C plus O2 este egal cu CO2 plus căldură. CO2 se numește oxid de carbon cu valența 4. În cazul în care avem insuficiență de oxigen, atunci arderea carbonului este incompletă și ca rezultat se formează oxid de carbon cu valența 2, care se mai numește în condiții de casă gaz de cahlă. Inhalarea acestui gaz poate avea consecințe foarte grave, chiar și letale. Obținerea acestui gaz are loc de obicei atunci când exploatăm incorrect diferite aragaze, diferite cazane sau alte instalații de încălzit, sau când le exploatăm într-o stare defectă a lor. Următoarea reacție este reacția cu azotul. Ecuația reacției este N2 plus O2 este egal cu 2NO minus căldură. Deci vedem că reacția decurge cu absorpție de căldură. Oxidul de azot format este un gaz incolor. Această reacție are loc în timpul descărcărilor electrice, deci are nevoie de condiții speciale de activizare. Pe lângă faptul că oxigenul interacționează cu substanțele simple, am spus că poate interacționa și cu substanțele compuse. Din aceste reacții vom studia doar reacția oxigenului cu metanul. Metanul îl întâlnim acasă la aragaz sau atunci când îl folosim în calitate de combustibil. Deci ecuația reacției este CH4 plus 2O2 formează CO2 plus 2H2O plus căldură. Deci această căldură o simțim și o utilizăm pentru a încălzi diferite produse sau de a face mâncare. Dacă suntem atenți, pe ecran avem toți produsii de reacție obținuți în reacțiile scrise anterior. Și vedem că toate aceste substanțe sunt formate din două elemente, dintre care unul este oxigen. Substanțele alcătuite din două elemente, unul dintre care este oxigen, se numesc oxizi. Pe viitor veți învăța și alte lucruri importante despre acești oxizi. Cum se obțin, care le sunt proprietățile și care le sunt domeniile de utilizare. Să realizăm un exercițiu. Completează ecuațiile și stabilește coeficienții. Numește produsii de reacție. Vă propun să opriți video-ul și să încercați să rezolvați singuri. După câteva clipe, să porniți video-ul și să verificați dacă ați făcut corect. Deci obținem 3 fier plus 2O2 este egal cu fier 3O4 plus căldură, care este zgura de fier. 4P plus 5O2 este egal cu 2 pe 2O5 plus căldură. P2O5 este oxidul de fosfor cu valența 5. Și CH4 plus 2O2 este egal cu CO2 plus 2H2O și plus căldură.
Deci obținem oxid de carbon cu valența 4 și apă. Sigur că pe parcurs o să studiați foarte multe lucruri despre oxigen, dar vreau să vă atrag atenție că oxigenul este esențial pentru existența vieții pe Pământ, iar calitatea aerului determină atât sănătatea noastră, cât și confortul nostru zilnic. Vă rog să fiți prieteni ai naturii. Lecția noastră a luat sfârșit. Succese și multă sănătate! La revedere!